Uitați ce prăpastie mare este în față. În jos se vede un râu. În față puteți vedea munții Țibleșului cu cele trei vârfuri, Acer, Țibleș și Bran. După cum vedeți, câinii deja m-au luat în primire. Nu mă lasă să merg mai încolo. Aștept să vină Baciu. Baciu Simi. Hai, mă! Hai, mă! Lăsați-l! Hai, mă! Hai! Hai, băi! Așa-s câine? Da. Care aveți cu dumneavoastră, ăsta e frumos. Da. Ăsta e frumos, carpatinul ăsta. Hai! Acum o săptămână. În desaj sau? Da. Uitați, aici în față avem un metis, cred, de ciobănesc carpatin cu caucazian. Foarte frumos. Un câine uriaș. Uitați-l ce masiv e. Ăsta roșu e cel mai rău. Haideți! Dar cum îl cheamă pe ăsta mare? Haiduc! Haiduc! Celălalt? Tarzan! Și ăsta, flocosul ăsta? Asta e Liza! Liza? Da! O căță? Da! Și mai aveți acasă câini? Mai avem unul tot mare. Ia uite cum linge gheața. Da, e sate. E sate. Las că imediat ajungeți la apă cu ele. Da. Cum le strigați? Cum strigați oile? Așa, așa le-ați învățat? Uh-huh. Că sunt diferite tipuri de a striga oile. Da, depinde, de la zonă la zonă. De la zonă la zonă. Da. Cum a spus, mâncarea de la pădure e sănătoasă? Da, pentru animale. Scrada. Scrada. Asta verde care se face. Da, asta verde, care că acum iarna numai în pădure o găsim, adică numai în pădure. Asta numai iarna se face. Și numai iarna crește. Da, vara nu-i. Așa. Oh. Se mai pierd oile, adică... Ați mai pierdut? De câte una. Chiar, stă felul de ruși pe aici, da, stin. Mai rămâne, băi, trebuie să ai un pic de grijă, să vorbești, să te audă. Da. Mai ești acolo, oi? Mai sunt acolo.
Ane, ha! Așa, ha! Le poartă caprile poi? Poartă un pic, poartă, poartă. Câinii, demnici au crescut, demnici au crescut cu oile? Da, între oi. Ce frumos stau între oi. În creșterea animalelor. Nu-i tare ușor. Ce frumușel stau câini. Tot mai vine cât e una. Da, tot vin. Dumneavoastră, cât dați după litru de lapte la măsuriș? Cât? Am dat anul ăsta 135 de litri după litru. Ui, ui, ui. Plus apoi ceva lapte. Lapte. Și țineți de mult oi? Uh-huh. Ia asta. E de mărșe. E când? Nu mult, e că am avut și 10 și 15. Uh-huh. Dar eu nu mă știu fără... Fără oița. Da. Bă, și pe ce vă axați? Oi, că am văzut, aveți bucălăi, aveți băl, băle, breze. Și breze, pete. La noi a fost din tăgeauna. Rasa asta nu o să vă foarte și oate și ce bucălăi și... Și de care sunteți mulțumit dumneavoastră, așa? Părerea dumneavoastră, nu? În general, de tăte. Dacă îi dai ce-i trebuie... Are. A. Cu mici excepții, depinde. Frunză nu mănâncă, oare? Nu mă. Dumneavoastră, nu le-ați făcut frunză mai de mult? Nu faceți balos de frunză? Da, balos de frunză. Țin minte cum Dumnezeu să alerte cu bunicul și noi facem. Frunză de stejar, de loză, de loză, exact. Răcită. Și răcită și puneam pe iarnă. Da, înainte timp, da, amul nu face. Amul este pământ, bugăt, acum nu mai lucră lumea și avem de unde face. Da. Nu e iarbă multă de asta prin pădure. Cum a spus că zice, că eu tot uit. Scradă. 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 E o mâncare foarte sănătoasă la mine. La oi, din cum felul. Păcat că n-am luat în magazin. Pe aici aveți hiare, lupi. Lup. Urc. Stați acolo, stați acolo să puteți sta în... Așa. Urc. Vulpe, căprioară, tătătătă. Și v-ați întâlnit cu ele? Lupul m-am întâlnit, mistrez m-am întâlnit,
un mistrez rănit. Mistrez rănit? Da. Foarte, foarte agresiv când e rănit. Și v-a atacat? Da, așa o distanță de 2 metri de mine. Și cum a scăpat de el? Ei, l-a prins câine. A, o sări câine, ați avut noroc cu câine. Da, cu el chiar pe zona asta, aici în vale, dar direct cu el. Și apoi s-a dus? S-a dus. Și l-a pucat vânătorii în final, dar e foarte agresiv la... la treburile astea. Dacă au și purcei, poate... Ce drum rău e pe aici, okay. Numai taful cred că merge pe aici. Da, taful. Cu minte câine. Foarte cu minte. Așa. Foarte cu minte. Mai găsesc poate și ghindă. Nu, anul ăsta la noi nu a fost. Nu a fost ghindă? Nu, nici ghindă, nici eu. Știți un cântec ciobănesc sau strigare? Hai, dă-ți tu. Hai, hai. Aici e mai frig în dosul ăsta. Da, până altă... Ei. Hey.
una numai. Dar săraca nu știu cum stă. Nu poate să cadă. Poate să cadă, da. E foarte frig aici, pentru că trece un râu. Wow, îmi îngheață degetele. Domnul Simi, vă salut! Numai bine, domnul! Doamne ajută! Sănătate multă! Anu, fericit să aveți și numai bine, sănătate! Numai bine! Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să lăsați un comentariu și să-l distribuiți. Respect!